Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit, vă spun, la prima ediție din această săptămână a emisiunii În Obiectiv. Astăzi vom discuta despre problemele și proiectele noii echipe care a fost mandatată să conducă pentru următorii 4 ani comunitatea rușilor lipoveni din orașul Târgu Frumos. Alegerile s-au desfășurat duminica trecută. Cel care a câștigat competiția internă, să spunem așa, de fapt a fost un singur candidat, dar în urma acestei competiții s-a stabilit președintele. Este vorba despre domnul Nicolae Feodot, consilier local, așa cum vă spuneam, noul președinte al comunității rușilor lipoveni din orașul Târgu Frumos. Numele lui este invitatul nostru. Bună seara, vă spun. Bună seara. Vom încerca să aflăm care sunt proiectele, noi echipe, problemele cu care se confruntă comunitatea rușilor lipoveni. Abordăm și o serie de subiecte care țin din zona politică, chiar și administrativă, dacă o să avem posibilitatea în această seară. Domnule Feodot, trebuie să clarific și în direct și de față cu cei care ne urmăresc. Am zis că ați fost reconfirmat președinte al comunității, de fapt ați fost ales tocmai acum. Ați câștigat această funcție, ați preluat mandatul de la celălalt președinte pe care comunitatea rușilor lipoveni l-a avut până duminica trecută. Da, așa este, prima dată când sunt președintele comunității rușilor lipoveni din Târgu Frumos. Am fost ales duminica trecută, eram vicepreședintele comunității, fostul președinte, din motive de timp și de tot ce înseamnă parte de organizarea comunității a hotărât să se retragă și atunci am hotărât să preiau eu, bineînțeles, cu votul majorității membrilor adunării generale, președinția comunității. Sigur, o comunitate de altfel extrem de importantă. Cum se explică faptul că membrii acesteia dau girul unui tânăr, că nu sunteți foarte în vârstă, chiar sunteți un tânăr și probabil mulți alții din comunitate ar fi putut să conducă. Sunt convins că sunt mulți care ar putut fi președinți ai comunității. Au hotărât să meargă pe mâna mea pentru că sunt o persoană care m-a implicat foarte mult în tot ce înseamnă comunitate. Vreau să fac acest lucru și am și timpul sau mi-aloc timp suficient astfel încât să acord o importanță și o energie deosebită treburilor comunității rușilor lipoveni din Târgu Frumos. Ce v-a recomandat? Care au fost, să spunem așa, primele 3 motive pentru care comunitatea v-a susținut? Cum spunea și mai înainte, munca pe care am depus-o din 2008 încoace, când m-am implicat mai mult în comunitate, și din 2010 de când sunt consilier local, faptul că nu am urmărit obiective personale, ci tot timpul lucrurile pe care le-am făcut în interesul și pentru binele comunității. Și cred că entuziasmul, tinerețea și dorința de muncă, pentru că, după cum se știe, la noi, cel puțin la Lipoveni, timpul este foarte limitat. Poate iarna mai e un pic așa de timp pentru a se ocupa de alte activități, în afară de munca câmpului, care este foarte solicitantă, mai ales începând de acum, din primăvară până toamna târziu. Da, așa este. Aș vrea să vă întreb, cât de important este pentru comunitatea pe care o conduceți această echipă care, iată, discută despre problemele oamenilor și care, practic, trebuie să și reprezinte în interesele cu administrația locală și celelalte instituții ale statului? Am încercat să formez o echipă și mi-am propus să fac o echipă pe diferite domenii de activitate. Vicepreședinte este o doamnă care se ocupă de partea de femei și la fel tânără și cu copiii care se implică în viața comunității, merg la școală, la limba rusă, se implică în tot ce înseamnă comunitate ca și parte de spectacole și tradiții ale rușilor lipoveni. De asemenea, în echipă este directorul ajunct al liceului Ione Culce, domnul Moroi Timofti, care se ocupă de partea educațională a comunității. Avem și oameni de afaceri și cei care se ocupă cu legumicultura, din de la tineret, bineînțeles, este în comitetul local la fel. Cred că sunt 3 membri în comitetul local din cei 11 sub 30 de ani. Deci, o echipă tânără și dornică de a
reprezenta comunitatea acolo unde este nevoie și când va fi nevoie. Așa, să spunem așa, competiția internă ați câștigat-o. Cei care au o anumită vârstă, nu că nu ar fi util, dar au înțeles probabil că este important să dai puterea și totodată frâiele tinerilor, nu doar dumneavoastră, tuturor celor care fac parte din biroul cu care, din Consiliul Director, înțeleg, este Comitetul Local. Comitetul Local. Da, practic au spus, e timpul vostru, voi trebuie să vedeți cum conduceți comunitatea. Noi vă vom sprijini cât vom putea și cu ce vom putea. Au spus, să zicem, seniorii, bineînțeles că avem și un secretarul organizației, are aproape 60 de ani. Deci nu avem doar tineri, pentru că mai trebuie cineva cu experiență să ne îndrume acolo unde poate noi nu știm ce să facem. Vă întrebam de importanța activității pe care o întreprindeți ca și președinte și noastră, împreună cu ceilalți colegi. Această instituție, că printr-o dumneavoastră este o instituție, s-a implicat în ultimii ani în problemele cu care se confruntă membrii comunității? Sediul comunității, construit în 2011, este un lucru extrem de benefic pentru comunitatea noastră. Orice problemă legată de agricultură în general, există un loc unde se pot aduna. Și ca un exemplu, a fost legea 145/2014, care a schimbat carnetele de producători cu atestatele de producători și carnetele de comercializare. A fost o întreagă nebunie, să zic așa, pentru că se schimba legislația și erau tot felul de modificări pe care nu le cunoșteau. Ne-am adunat acolo și am încercat să găsim soluția cea mai bună, astfel încât să nu pierdă ei timpul cu birocrația și să găsim noi soluții, astfel încât să vină să le rezolvăm cât mai repede posibil, astfel încât să poată să-și ridice documentele, să poată comercializa în continuare produsele în piețele în care merg. La fel au fost întâlniri pe Galu Sud-Vest, domnul inginer Serghiac, întâlniri pe lângă cele culturale, vorbesc acum de cele practice, să zic așa, nu doar cele în care se adună copiii pentru manifestări, se adună, vine preotul și tot așa cu cei care doresc să învețe limba slavonă și cartea bisericească. Și cam astea sunt lucrurile în care ne implicăm și care sunt importante pentru comunitatea din care fac parte. Am înțeles. Dacă e să trecem așa la munca de care spuneați dumneavoastră, practic la problemele oamenilor, este adevărat, e extrem de util și de important să-i consiliați, că despre consiliere vorbim și să-i îndrumați, pentru că au fost foarte multe modificări care au fost practic puse în practică în ultimii 2 ani de zile, aș putea spune, de către Ministerul de Finanțe, Ministerul Agriculturii. Sunt multe lucruri care au nevoie de implicarea unor oameni, eu aș putea spune, care își permit să piardă mult timp, că trebuie să umbli, să te documentezi, după care să te întorci, să informezi comunitatea. Și asta am văzut-o și eu, o văd și la Brătești, o văd peste tot, unde există un om care își asumă acest rol de a fi informator cu titlul de a informa oamenii despre modificări, e privit ca o bucată de pâine, să spunem așa, atunci când îți este efectiv foame. Da, cred că se impun astfel de discuții cu instituțiile statului, cu deplasarea instituțiilor statului la dumneavoastră în localitate, pentru că vorbim de o comunitate extrem de numeroasă și asta i-ar ajuta pe cei care sunt, care lucrează pământul, practic cei care asigură, să spunem așa, în piețe și nu doar în piețe, și în submarele supermarketuri, produsele românești care încă le mai avem și le mai putem vinde. Da, extrem de importantă această legătură. E o muncă voluntară destul de mare pe care mi-am asumat-o cu oamenii, te poți întâlni ca să le explici duminica în special sau seara târziu, pentru că atunci și își permit să găsească timp pentru astfel de informații. De exemplu, săptămâna trecută m-am întâlnit cu 10 persoane pentru un proiect care privește înființarea unei cooperative de vânzare a produselor agricole la 8 seara. Am terminat discuția la 10 seara. Pentru că așa le permite lor programul. Eu încerc să mă pliez, să mă mulez pe programul lor. Mi-am asumat acest rol de
conducător al comunității și consilier local din partea lor, altfel nu aș fi ajuns dacă n-aș fi avut votul lor, și încerc și eu să răsplătesc cum pot și cât pot încrederea pe care mi-au acordat-o. Dar cum s-au pliat membrii comunității, cei care sunt activi și lucrează terenurile și lucrează solarele, cum s-au pliat pe modificările care au apărut legislative vorbind? S-au pliat destul de bine, cum spuneam, este nevoie de acel aviz consultativ pe care și noi avem o asociație e-coleg care le-a dat acele avize, un carnetul de comercializare la fel s-a obișnuit, cu toate că noi am considerat legea fi extrem de întortocheată și poate chiar absurdă. Ca și exemplu, mama mea nu vinde angro, iar acel carnet îl folosește doar primele 5 pagini. Restul de 120 nu are ce face cu el. Pentru că, efectiv, ea nu vinde cantități mari, vinde doar la piață. Și cumpăr un carnet pe care îl folosesc 3% din capacitatea lui. Ați încercat să corectați ceva? Am trimis în acea perioadă, când era legea în dezbatere publică, către diversi factori de decizie, inclusiv la Iași sau în Parlamentul României, să le explicăm problema, dar se pare că decizia s-a luat și motivația era că au discutat cu asociația de producători. Nu știu cu ce asociație de producători au discutat ei și încearcă să elimine evaziunea fiscală sau bișnița, dar aici cred că elimină mai degrabă bătrânii, cei care nu știu să citească, pentru că dacă n-au acele hârtii, nu pot vinde în piață și are și bătrânii ca în spatele case câteva zazavate și câteva legume, vrea să meargă în piață, n-are hârtiile, vin și o dau afară. Deci, cred că nu aceasta era modalitatea de a rezolva problema intermediarilor sau prețurilor crescute în piețe. Cred că se puteau găsi alte soluții. Da, aș vrea să vă întreb, care sunt problemele care se confruntă comunitatea dumneavoastră pe domeniul de activitate în care mulți dintre ei profesează? Adică legumicultura, solarele, lucrurile în solare și toate celelalte. Pentru că cred că sunt și probleme. Da, sunt probleme de desfacere în piața de angro din Iași în special, pentru că este un loc nepotrivit pentru astfel de activitate. Cei care merg la Suceava dau exemplu la ceea ce se întâmplă acolo, iar exemplul negativ este Iașul. Un oraș de potențialul Iașului și dimensiunea Iașului să aibă o piață de angro în care să se înghesuie pe câțiva metri pătrați zeci, sute de producători, nu este adecvat. Sperăm că se va găsi o soluție pentru problema aceasta. O altă problemă că ne-am confruntat și am... Da, care e diferența la Suceava? Ce se întâmplă? Este un spațiu mai mare, poți să tragi mașina... Nici eu n-am fost la Suceava, dar din ce îmi povestesc. Tragi frumos mașina, dubița, fiecare are câte o dubiță acum, și stai și îți expui marfa și o vinzi. Aici, în Iași, pe câțiva metri pătrați, trebuie să duci de la mașină, să aduci în piață, să stai, să urmărești, să... te înghesui. E foarte mare înghesuială și foarte slab organizată piața de angro din Iași. Și asta ne putem duce cu gândul că există și un alt interes? Să îi forțăm să... Speculații sunt, dar nu vreau să arunc sau să dau vina pe cineva. Sper doar că problema va fi tratată cum trebuie și că se va găsi o soluție pentru o piață de angro așa cum merită Iași. Bun, eu de foarte multe ori am auzit... Am discutat chiar cu cei din Brătești, cu cine am mai, nu da, acum recent, acum 2 ani de zile. Am auzit foarte des, spunându-mi problemele lor, că sunt scoși din piețe, efectiv, sau nu sunt lăsați în piețe să vândă. Se întâmplă undeva prin Moinești, dacă nu greșesc, prin foarte multe locuri din țară, unde merg și sunt nevoiți, efectiv, să vândă marfa la angroș, să vândă, poate, și la un preț care nu e tocmai cel corect, bazat pe munca prestată pentru a produce acel... Așa este, neavând un loc al tău, îți este greu. De exemplu, cel care intermediază, el e tot timpul la piață. El nu are treabă acasă, nu trebuie să reconteze. Este tot timpul la piață, cumpără și vânde mai departe. Și-a luat un loc bun, cu vad, ca să zic așa, și tranzacționează. Producătorul trebuie să vină acasă, să aibă grijă de marfă, să o strângă, după aia să vină. Poate vine de 2-3 ori pe săptămână pentru piața de angro. Nu poate să vină zilnic cu marfă. Bun, producătorul din Târgu Frumos ce face? Unde vinde acum marfa efectiv? Angro sau la mare cei care au suprafețe mai mari vând și angro. Cei care au suprafețe mici vând la tarabă, în Târgu Frumos, în piețele din Iași. Asta depinde de fiecare câtă suprafață de teren
folosește pentru și producția pe care o are. Da, dacă după apariție, după modificările legislative, ați simțit să fie oameni care ar renunța, nu ar mai merge în piață cu legume pentru că este, să spunem așa, birocrația prea mare și nu au timp să se... Nu, s-au adaptat situații, au înțeles că altfel nu se poate, chiar dacă nu ne convine, astea sunt legile, nu suntem atât de puternici încât să influențăm politicile guvernului și legile guvernului, suntem aici comunitate care are 100 și ceva de hectare, deci nu avem mari pretenții, dar încercăm tot timpul să ne facem auziți atunci când întâmpinăm probleme. Bun, aveți un parlamentar, da, un reprezentant al dumneavoastră, care ar trebui să fie la București portavocea membrilor comunității. Și de ce spun acest lucru? Eu așa simt în zona noastră că sunt importante comunitățile acestea care, pe domeniul de activitate, că odată asigură, să spun așa, plus valoarea, da, mai mult sau mai puțin, dar ulterior sunt cei care mai țin ce este natural pe tarabe. Vedem, de exemplu, și pot da acum chiar un exemplu. Anul trecut, în Târgu Frumos, în piață, roșiile care nu erau de la roșii lupoveni care au venit la vânzare, erau cele importate, da? În piața din Târgu Frumos erau cu 5,50 lei, în piața din Pașcani erau cu 7 lei. Chiar am întrebat pe cineva din Târgu Frumos, dom'le, spune-și mie, cum se justifică același produs 5,50 lei aici, dincolo 7 lei? A, păi da, el cumpără de la noi și îl vând acolo. Așa că, de asta zic, cei care sunt, încă lucrează și sunt activi, asigură încă partea de produs natural pe piață. Da, și produs proaspăt, nu, care nu stă în depozite sau e ultra-chimizat ca să reziste în timp. Da, în general, da, sunt recunoscuți pentru produsele proaspete pe care le producem și de calitate. Într-adevăr, parlamentarul pe care avem în Parlamentul României asigură comunicarea dintre noi și factorii de decizie. Și un alt exemplu la care acum sper să se găsească o soluție sau se încearcă găsirea unei soluții, tot o mare problemă, sau una dintre cele mai mari probleme care s-au întâmplat în ultimii ani, a fost o furtună prin iulie anul trecut, care a distrus aproape 60 de hectare de legume în câmp. Anul trecut a fost și un an secetos. S-au făcut tot ce înseamnă evaluările, s-au făcut rapoartele de către cei de la Primăria Târgu Frumos, s-au trimis mai departe, s-au dat despăgubiri doar pentru secetă. Cei care, într-adevăr, nu au nevoie de despăgubiri pentru secetă pentru că au sistem de irigație, care au o investiție mai mare, cum ziceam, legume, că nu se compară investiția într-un hectar de grâu sau de porumb cum e investiția pe un hectar de legume. Nu au primit nimic. Și e destul de frustrant să vezi când cineva a aruncat câteva boabe de porumb și primește și n-a plouat și primește despăgubiri, iar tu care ai investit și când să recontezi ți-a distrus totul natura, nu primești nimic. Am trimis sesizări, am vorbit inclusiv cu parlamentarul nostru. Atunci când s-au dat acele despăgubiri, a fost pe sfârșitul anului, că s-a schimbat și guvernul și a fost o întreagă tevatură pe această temă, nici nu mai știai cum să te adresezi. Bun, așa se întâmplă când sunt schimbările de guvern. Așa e când cineva nu aplică legea, că e greu să cred. S-a schimbat el guvernul, parlamentul, dar legea nu se schimbă. Legea nu se schimbă. Subvențiile sau despăgubirile le dă guvern, nu le dă altcineva. Și automat, fiind acele modificări, am reluat tema aceasta și sperăm să găsim o soluție. Pentru că, într-adevăr, efectul a fost foarte mare asupra producătorilor cu pagube pe care le recuperează poate într-un an, doi. Dacă tot spuneți de calamități, se discuta pe această zonă de un centru anti-grindină, practic, care să... Acele rachete care, misterios totuși, când plouă într-o anumită zonă din Târgu Frumos Pașcani, ele sunt utilizate totuși. Se spune că zona Cotnari, deci cei de la Cotnari, viile, sunt protejate de rachete. Când vine un nor mai puternic, se aud rachetele de la Cotnari. Și se presupune că fug norii de la Cotnari și ajung exact în Târgu Frumos, unde e partea de legume. Deci, zona respectivă este protejată, dar norii se duc în altă parte și ajung aici. Pentru că asta s-a întâmplat în iulie. S-au auzit rachetele și la jumătate de oră norii s-au adunat în
partea de lângă Târgu Frumos și acolo a venit potopul. Da, nu e tocmai... Și văd că se lucrează și la acel dig, practic, de al malului, de consolidare al malului Bahlui și sau poate sunt încă finalizate lucrările, dar nu știu în ce măsură asigură scurgerea apei astfel încât să nu întâmpinăm inundații. Inundații, nu au fost probleme cu inundațiile. Problema a fost grindina care a distrus și firma de asigurări nu acoperă un astfel de risc. Deci orice ar vrea producătorul să facă, tot nu reușește să se protejeze, iar singurul care poate să-l ajute este guvernul prin bugetul de calamități. Deci se impune, practic, oficial, practic, ar trebui să funcționeze acest centru antigrindină. Da, așa este. Ar trebui mărită raza lui de acțiune. Nu protejeze doar acei mari producători și mari cu importanță mare, cu bani către bugetul de stat foarte mulți. Spuneți ceva de înființarea unei cooperative, despre ce anume este vorba? Povesteați-a din ea oricat. Sunt implicat într-un proiect și se oferă consultanță pentru înființarea unei cooperative în vederea vânzării produselor. Practic, cine dorește să înființeze această cooperativă își pune la bătaie o parte din producție care poate fi comercializată în diverse locuri. Există licitații pentru diverse instituții ale statului care au nevoie de produse. Se poate negocia prin cooperativă cu lanțuri mari de distribuție și așa mai departe. Adică să nu se mai meargă individual, ci producătorul să stea acasă să-și valorizeze cât mai mult capacitatea de producție și să se găsească o soluție să se vândă din Târgu Frumos marfa pe care eu o produc. Reușesc membrii comunității dumneavoastră să furnizeze produse pentru marile supermarketuri? De foarte mult timp se discută despre, nu doar de o cooperativă, dar se discută și de asociații, de asociere. Chiar la un moment dat a fost o întâlnire la Târgu Frumos unde era prezent fostul președinte al Consiliului Județean, Mihai Andriții. Da. S-a discutat despre această situație, dar la momentul de față sunt produse din comunitate care merg către marile magazine? Individual sunt și au mai dat, fie către magazine, fie către diverse restaurante, firme de catering și așa mai departe. Dar... Nu, să meargă omul în supermarket să-l găsească la raft, cum găsesc produsele. Nu se găsesc pentru că sunt niște contracte foarte riguroase pe care un producător nu le poate satisface din punct de vedere al producției. Eu am fost prin acest proiect la Cluj și au un cooperativa Lunca Someșului lucrează cu Kaufland. Ei au atură la un centru care preia de la această cooperativă produsele și le distribuie mai departe. Contract de două ori pe săptămână, totul foarte bine pus la punct. Și mă gândeam că și poate la Târgu Frumos ar putea crea o astfel de cooperativă ca să poată negocia cu lanțul de magazine. De asemenea, am discutat cu domnul inginer Serghiac pentru GAL, grupul de acțiune locală Sud-Vest, lucrează la SDL. Își face liniile de finanțare în funcție de nevoi. Nu mai cum a fost în precedentul exercițiu financiar, erau linii și dacă te pliai, luai bani. Dacă nu, asta este. Da. Acum, în funcție de nevoi, se încearcă crearea acelor linii de finanțare. Ca idee, noi am zis că venim cooperativa și, bineînțeles, că ea trebuie să transporte marfa și o mașină de frig ar fi foarte important dacă s-ar finanța, să fie cumpărat de cooperativă și după aceea produsele să se ducă către aceste centre de desfacere. Există capacitate de producție astfel încât să fie asigurată marfa pentru un mare supermarket, pentru o anumită perioadă de timp? Este, mai ales că e marfă proaspătă care poate fi valorificată zilnic, pe perioade, în funcție de ce se produce, se poate duce, pentru că există o capacitate destul de mare de producție. V-am spus, conform statisticilor, chiar pentru acest proiect aveam nevoie pentru un plan de afaceri, 115 hectare de legume, între care vreo 80 în câmp și 35 în solare. Deci ar fi o destulă producție, astfel încât să satisfacem câteva lanțuri de magazine. Da, aș vrea acum să vă întreb și altceva. Oare rușii lipoveni le convine să vândă marfa
către marile magazine sau le convine să o vândă la tarabă, acolo, așa cum au făcut de când se știe. Sunt unii care sunt reticenți, sunt unii care vor să privească către viitor. Chiar vorbeam în această întâlnire că a fost o declarație a ministrului agriculturii acum vreo 3 săptămâni care spunea că nu numai cei din mărfurile din export ne otrăvesc, ci și micii producători pot otrăvi pentru că nu știu să dozeze cum trebuie chimicalele pentru ceea ce produc. Mâine, poi mâine, dacă vine o lege și spune, domnule, trebuie să ai certificat pentru legumă că totul e în regulă, așa cum se întâmplă, de exemplu, cu cei care vând lapte sau brânzeturi în piață, o să te oblige să te conformezi sau să vinzi marfa având un aviz al unui doctor și așa mai departe. Deci toate lucrurile astea se pot face doar dacă ești organizat. Așa cum a fost cu atestatul de producător și acele hârtii de care aveau nevoie de la asociație și s-au rezolvat prin ei coleg, așa se pot rezolva eventualele, aici era doar un scenariu, dar destul de plauzibil, eventualele probleme care pot apărea pentru producători. Fiecare va alege cum va dori să vândă, dar, repet, sunt cei care vor doar să stea acasă și să producă, să nu mai aibă grija pieței. El știe, are un contract, produce, banul intră la anumite zile, el doar stă acasă să producă și să ambaleze marfa, după care să vină mașina să o ducă acolo unde este nevoie. Bun. Sunt astfel de doritori. Sunt. Ce vârste au, că-s curios, sunt tine sau sunt vârste? Cel care a spus că își dă toată marfa pentru cooperativă, îi dă seama cu mine. 36 de ani. Înțeleg, atunci înseamnă că vrea să elimine munca asta de a te duce într-un loc. Da, pierzi foarte mult timp din ceea ce însemna producție. Asta nu e un pericol pe viitor, că dacă tinerii acum vor să vândă angro, pe viitor să nu, cumva, să nu mai găsim în piețe. Sunt convins că vor fi și în piețe produse. Iar cei care vor să vândă angro, v-am spus, vor să se axeze, e greu să muncești până la 10-11 noapte și la 230 ca să prinzi un loc în piață de angro, ca să poți să-ți vinzi marfa cât mai repede, ca să te poți întoarce acasă, din nou să ai de odată, ai de cules, da. Dacă e prea târziu, după aia nu poți să mai intri în solaj și așa mai departe. Sunt lucruri pe care le poți face mult mai bine dacă ai sta doar acasă. Da. Dacă ar fi să vă întreb ce lipsește la momentul de față comunității? E o doză de scepticism în ceea ce privește asocierea. Există și o doză de individualism, fiecare știe el ce are de făcut mai bine, dar mentalitățile se schimbă în timp și puterea exemplului este cea mai importantă. Dacă acest lucru se va demara și va merge, sunt convins că și alții vor fie să-și facă o cooperativă separat, fie să se alăture acesteia. Da, pentru că toți suntem în an electoral, mai sunt câteva 91 de zile până la legile locale. Comunitatea dumneavoastră, cum se va implica în alegerile locale din Târgu Frumos anul acesta față de anii trecuți? Așa cum am făcut din 2000, și în 2008 și în 2012, vom merge cu siguranță pe liste de consilieri locali. Încă nu s-au luat o hotărâre în ceea ce privește candidatura la primar din partea comunității și liste pentru consiliul județean. Sunt încă discuții, miercuri merg la Brăila într-o ședință a Consiliului Director, eu sunt și membru al Comunității Centrale, și atunci se vor discuta prioritățile și strategiile care trebuie să implementate, astfel încât comunitățile din țară să-și maximizeze voturile și să obțină cât mai mulți reprezentanți în consilii locale sau chiar primării acolo unde sunt majoritari și pot obține fotolii de primar. Să-și maximizeze, cum spuneam, rezultatele și să obțină cât mai mulți, să fie cât mai mulți reprezentanți, să le reprezinte interesele în comunitățile din care fac parte. Practic, organizația din Târgu Frumos, comunitatea din Târgu Frumos nu va avea, să spunem așa, libertatea de a decide? Ba da, cu siguranță, dar există și analize făcute la nivel central și probabil că acolo se va vedea ce este mai bine de făcut. Tot timpul organizațiile locale au avut independență în ceea ce înseamnă candidaturile, listele și așa mai departe. Niciodată nu a fost o implicare din partea comunității centrale. Fiecare din comunitate știe mai bine ce are de făcut, își cunoaște oamenii, cei care au potențial să aducă cât mai multe voturi și implicit beneficii către comunitate. Care este, să spunem așa, pulsul acum sau cum vă e mai bine?
cu candidați separați pentru consiliile locale și pentru primărie sau în alianțe politice? Eu sunt adeptul a ceea ce s-a întâmplat în 2008, când am avut candidata primar și liste pe Consiliul Local și Consiliul Județean și s-a mers pe o linie dreaptă în ceea ce vrește votul. S-a dus și a votat Lotca, simbolul Comunității Roșilor Lipoveni din România. În 2012, atunci când am avut doar liste de consilieri locale, a fost o confuzie și am sprijinit un candidat, a fost o oarecare confuzie care a dus la pierderea a câtorva zeci, poate peste 100 de voturi și am pierdut și un consilier local. Avem doar acum în legislatura care se încheie în iunie, doar un singur consilier local față de doi cât au fost în 2008-2012. Sunt alte voci care spun să ne implicăm pentru că se încinge, sunt lucruri mai puțin plăcute care se întâmplă atunci când lucrurile se încing în campanii electorale și să nu ne implicăm în niciun fel, nici să sprijinim pe cineva, nici să avem candidat, ci doar să ne vedem, să maximizăm voturile pentru Consiliul Local. Bun, asta vor decide membrii comunității. Vor decide membrii comunității, da. Ei știu foarte bine cum anume își doresc. Există un comitet local care va lua o decizie, care va fi supusă aprobării adunării generale și atunci trebuie să luăm în cât mai scurt timp o decizie, pentru că după cum știți foarte bine, legea electorală s-a modificat și pe lângă faptul că trebuie să facem toate acele liste și birocrația inevitabilă și 500 de susținători minim pentru, indiferent de care va fi hotărârea finală în ceea ce privește candidaturile, trebuie să avem minim 500 de semnături. Am înțeles. Care, atunci când ați avut consilier local pe listele Comunității Roșilor Lipoveni, s-a simțit, întreb și eu așa, efectul, prezența în Consiliul Local a reprezentanților? Eu zic că tot timpul se simte prezența, pentru că inevitabil sunt probleme care țin de... Bine, partea de informare e asigurată. Bănuiesc că noi asta ca și consilier sau ceilalți care au fost în trecut discutau cu oamenii, le spuneau ce se mai întâmplă prin Consiliul Local. Da, dar mai mult de a informa cetățeanul, au fost inițiative astfel încât comunitatea să-și pună amprenta pe... Inițiative, a fost negocieri, cum spuneam, acest atestat de producători și carnet de comercializare, s-au părut prețuri exagerate cele impuse de inițiator, adică de primarul orașului, și am reușit să mai scădem, cel puțin la carnet, și la atestat, cu 10 lei, dar și carnetul de comercializare la 15 lei. El, primăria îl cumpără cu 12 lei și, nu mai știu exact cât, aproape 13 lei, și vreau să-l pună 20 de lei. Am zis că acesta se cumpără mai des, dar pentru cei ce merg în grușă, am hotărât să scădem la 15 lei, adică să fie un profit simbolic pe aceste carnete pentru primărie. Nu înțeles. Practic, miercuri veți ști, sau după ziua de miercuri veți ști exact cum vă pregătiți sau cum vă înscrieți în aceste alegeri. Da, eu cred că într-o săptămână, maxim două, trebuie să hotărâm exact și să începem să ne pregătim pentru alegerile locale din 5 iunie. Am înțeles. Vă mulțumesc mult pentru amabilitatea dumneavoastră. Mulțumesc celor care ne-au urmărit. La revedere!